Au deschis ușile, Liviu am văzut că o căuta pe Delia, Ștefan a urcat sus în dormitorul Mariei, a găsit-o Liviu pe Delia, a luat-o pe sus în brațe și a dus-o la... în casa băieților la ei în dormitor. Afară au arătat-o pe Elena, a stat acolo ceva, ceva timp singură cât au fost ușile închise era afară pe băncuță, l-am văzut pe Valentin că o căuta, Liviu și Delia s-au dus la ei în dormitor, Iuliana și Vlad erau prin bucătărie, fetele au gătit, astăzi au făcut ciorbă și cei doi s-au așezat la masă să mănânce. Am văzut că a găsit-o pe Elena Valentin, a mers după ea afară în grădină și a luat-o să meargă în casă. Concurenții singuri au intrat în sala de sport. Albert era deja acolo. Am văzut că au mers și fetele. Era Natalia, Laura, Adriana și Ionela. A venit și mama lui Albert la un moment dat. Liviu și Delia se uitau la poze împreună. Spunea Delia că nu se va gândi niciodată la nimeni altcineva decât la Liviu. Zicea că el îi va fi și iubit și soț și frate și prieten. Iar Liviu spunea că la fel crede și el, și analizând așa viața până acum, și-a dat seama că într-o relație nu poate fi niciodată perfect sunt și lipsuri, dar întotdeauna se poate lucra și îmbunătăți lucrurile. Cristian și Antonia erau în bucătărie, l-am văzut pe Cristian că era la masă, Maria și Ștefan au ieșit afară în grădină, iar cei singuri sunt în sala de sport, L am văzut acolo și pe Cristina.